Peștera Sfodea apare ca un tunel dezvoltat în cel mai mare parte pe diacriză. Galeria se micșorează uneori până la 70-80 de centimetri, iar alteori se lărgește până la 3-4 metri. Punctul terminus îl constituie un sifon nisipos acoperit de un lac. Comuna Balta din Mehedinți este punctul de pornire către cele trei peșteri care compun așa numitul triptic de la Balta. Peștera Sfodea este una dintre frumusețile acestui loc și are caracteristici speciale. Peștera Sfodea este lungă de aici și până la peștera Balta, 5 km pe direct, peste deal. În galeriile care sunt, nu sunt măsurate exact, dar se poate trece și iese în peștera mare de la Balta. Localnicii spun că peștera este vizitată de turiști, însă este mai greu accesibilă. S-a vizitat de mulți turiști, avem și geologi, au făcut niște constatări pe Cipinea, e foarte frumoasă. Deci asta face legătură de aici la spot de la noi cu peștera de la Balta. Dar nu se poate trece prin ea decât numai să aveți echipamente, să ai barcă care să poți să treci acolo undeva ca să poți să faci legătură cu aia de la Balta. Spre deosebire de peștera Balta, la Sfodea spațiile sunt mult mai strâmte. Peștera Sfodea este opera unui mic pârâu care se pierde puțin mai la nord, într-un ponor aflat la Valea Bălții.